vă mulțumesc că sunteți într-un număr atât de mare prezenți la cel mai important eveniment sportiv al anului în județul Botoșani. Vreau să-i mulțumesc doamnei subprefect pentru că a dat curs acestei invitații și astăzi participă alături de noi la acest eveniment. Și mulțumesc că se întâmplă ceva cu... Destineți degetul acolo. Nu. Mulțumesc, degetul e pentru alte. O să mulțumesc în primul rând sportivilor care în acest an au avut rezultate deosebite, domnilor profesori, antrenori, domnilor președinți de cluburi și conducerii cluburilor sportive botoșinene. Și ca să nu mai tensionăm prea mult momentul, o să invit pe doamna subprefect Daniela Luzneanu să ne spună un cuvânt de deschidere a acestei activități. Îi trebuie degetul lui. Bună ziua! Mă simt onorată să fiu astăzi aici cu dumneavoastră. E un moment deosebit, mai ales pentru faptul că discutăm de generația tânără, discutăm de tineri sportivi. Sunt foarte mândră că sunt copii care au aplecare spre această zonă. Mă bucur că în anul 2017 ați reușit și știu că doar prin eforturi deosebite să ajungeți la un anume nivel, să aveți rezultate foarte bune în disciplina pe care o practicați. Am văzut în sală persoane dragi mie. Trebuie să vă mărturisesc că și fiul meu este practicat de arte marțiale, de taekwondo, și văd colegii de la clubul la care a început și la care activează ca și sportiv. Știu ce presupune activitatea sportivă, eforturi, rețineri, e dificil, sunteți copii, sunteți în creștere, vreți să vă bucurați de această perioadă, dar știu că pentru a ajunge la performanță trebuie să faceți sacrificii. Eu mă bucur și vă felicit și vă doresc să fiți ambițioși și să vă doriți de la un an la altul să performați mai bine, să atingeți țeluri cât mai înalte și pe parcurs cu certitudine va veni și satisfacția muncii pe care o dețineți. De asemenea, felicit toți antrenorii, toți profesorii care se ocupă de voi și le doresc multă putere de muncă și pentru anul 2018. Și în nume personal le mulțumesc pentru ceea ce au făcut în anul 2017. Mult succes! Județean Botoșan, domnul Cosica Macareț, îi mulțumim și rugăm să ne spună un cuvânt, un mesaj de deschidere. Rog. Mulțumim, doamna director. Bună dimineața tuturor. Dragi sportivi, mă bucur că sunteți bine sănătoși. Cu zâmbetul pe buze, doamnă comandant, doamnă subprefect. Am să... Ca în orice chestiuni repetitive, rămâne ceva în atenția noastră. Și am să trec ce am spus și în anul trecut, că dumneavoastră sportivii sunteți unii din cei mai buni ambasadori ai Botoșani. Dacă de la Botoșani, de la București la Botoșani, mai decât un indicator la Roman scrie 115 km și altfel nu se mai ajunge Botoșani, astăzi cei care urcați pe podium, reprezentanții Botoșani și sau de Botoșani și pentru asta vă felicit. Vă doresc succes în continuare. Vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut în acest an. Și dacă
administrația Consiliului Județean poate sta la dispoziție cu ceva, să o faceți fără nicio sfia. Noi avem un set de proiecte, o selecție de proiecte din Ovara. Acolo unde vă puteți constitui în fundație asociații, prezentați proiectele la, la Consiliul Județean și în urmă selecție, poate că aveți la un lucru bani să împlinitați, să prindeți finanțare de la Consiliul Județean. Cât de mult de entuziasm pe care vă avem în general sportiv la vezi noastră, nu se poate face sport fără de aceea noi avem astfel de, de finanțare, finanțăm clubul de fotbal, finanțăm la domnul consilier local, alte națiale, n-am lista exact în cap, dar putem finanța Consiliul Județean astfel de activități. Vă mulțumesc pentru atenție, bun succes! Botoșani face eforturi în fiecare an să acopere o gamă cât mai largă a preocupărilor dumneavoastră și să vină în, în întâmpinarea problemelor pe care le aveți. Suntem conștienți că eforturile pe care le depuneți sunt foarte mari și nu reușim întotdeauna să ne ridicăm noi la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Sunt lucruri care pe parcurs se vor mai regla. Ne bucurăm că avem sprijinul administrației locale și sperăm ca atunci când vorbim despre finanțarea sportului, prioritizarea să, mai, să fie puțin, puțin mai atent făcută. Toate sporturile sunt importante în Botoșani și toate sporturile trebuie susținute în măsura în care au și rezultate. Și pentru asta mulțumim tuturor. O să trecem în primul rând la recompensarea, să spunem, cu o mică diplomă a colaboratorilor care pe parcursul anului au fost și sunt sigur că vor fi alături de noi, ne sprijină prin toate proiectele și pentru că vine vorba de proiectele Ministerului Tineretului și Sportului. Avem, cu toții cred că ați aflat, un proiect în desfășurare, Campionii României, ca proiect pe care ne-l dorim să aibă un termen nedeterminat. Încercăm, începând cu 2017, să ajungem până în fiecare școală și liceu din județul Botoșani, împreună cu marii noștri campioni, care au făcut cinste atât județului cât și României. Și prin puterea exemplului să încercăm să mobilizăm copiii și tinerii din România să se înscrie în cluburile pe care dumneavoastră le conduceți, să facă cât mai multă mișcare de performanță sau pur și simplu, când e vorba de sportul pentru toți, să avem cât mai mulți copii implicați în acest fenomen sportiv, pentru că mișcarea, oricum toată lumea bine știe, înseamnă sănătate. O să încep cu... Domnule președinte al Consiliului Județean, Costică Macalez, doamna subprefect, Oțeană Daniela, domnule director al Direcției Județene Tineret și Sport, stimați profesori, președinții cluburi, directori, reprezentanți ai cluburilor sportive, dragi sportivi și reprezentanți ai mass media, mulțumesc pentru prilejul de a mă adresa dumneavoastră astăzi și vreau să o fac cu multă sinceritate, cum îi și țări bine unui militar, pentru faptul că n-am avut ocazia niciodată să-i mulțumesc doamnei profesor Dana Vieriu în mod public, pentru că noi, într-adevăr, am pus la dispoziție materia primă, dar cea care a șlefuit tot timpul și are meritele printre cele mai mari merite pentru rezultatele deosebite obținute de Iulian, este doamna profesoară. Cărea încă o dată îi mulțumesc. Meritele sunt foarte mari, rezultatele pe măsură, pentru că s-a
scris, am scris multe rânduri despre rezultatele obținute de Iulian, dar performanța pe care o obține Iulian este deosebită și e o performanță la nivel mondial. De aceea vreau să mulțumesc tuturor reprezentanților autorităților județene și locale, instituțiilor și operatorilor economici care de-a lungul timpului au sprijinit din punct de vedere financiar participarea lui Iulian la toate competițiile la care s-a înscris și fără de care nu ar fi fost posibil acest lucru, pentru că sumele de bani necesare sunt destul de mărișoare. De asemenea, sperăm că și la anul Iulian el și-a proiect drumul pentru a-și atinge obiectivul final, respectiv a participa la cea mai dificilă cursă, la cel mai dificil ultramaraton, respectiv cursa din Antarctica. Este dificilă pentru că, în primul rând, condițiile meteo sunt foarte, foarte grele, foarte dure. Dar sperăm, cu sprijinul dumneavoastră, cu sprijinul doamnei profesoare care în continuare îl va pregăti pe Iulian și cu dăruirea lui Iulian, de care a dat dovadă și până acum, se poate ajunge și să-și împlinească acest vis. Fiind la sfârșit de an și doresc că nu o să ne mai întâlnim în acest context, eu vă felicit pentru rezultatele obținute și vă doresc sărbători cu liniște. Dumneavoastră să respectați măsurile care le transmite ISU, iar noi vom avea mai puține emisiuni. Și ne vom putea permite și noi să sărbătorim în liniște. Vă doresc la mulți ani, sănătate și să ne vedem la anul cu rezultate cel puțin la fel de mari, dacă nu și mai bune, mai frumoase.